Peste 30 de posturi vacante au fost publicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți. Astfel, cei care își doresc să facă parte din familia salvatorilor mehedinți au acum această oportunitate. Cererile de înscriere, însoțite de CV, de copia actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, se transmit exclusiv electronic, până la data de 15 iulie 2022. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți își mărește familia. 31 de posturi sunt vacante, astfel că în perioada următoare cei interesați se pot înscrie la concurs. ISU Mehedinți organizează concursuri pentru ocuparea a 31 de posturi vacante, dintre care 2 de ofițeri, 17 de subofițeri și 12 de soldați profesioniști. Cererile de înscriere se transmit exclusiv electronic până pe data de 15 iulie, la adresele de e-mail menționate în anunțurile de concurs, urmând ca până la data de 29 iulie să fie transmise și documentele necesare constituirii dosarului de recrutare. Candidații care optează pentru posturile de soldați profesioniști vor transmite dosarul de recrutare exclusiv electronic până la data de 22 iulie. Cei interesați să afle mai multe informații despre concursuri o pot face accesând site-ul unității isumehedinți.ro sau consultând avizierul din strada portului numărul 2. Cele două posturi de ofițer din cadrul Inspecției de Prevenire, Compartimentul Control și Activități Preventive și Serviciul Resurse Umane, Compartimentul Prevenire a Riscurilor Profesionale și Protecția Lucrătorilor, se vor încadra cu personal din sursă internă prin trecerea în corpul ofițerilor din rândul maiștrilor militari și subofițerilor Ministerului Afacerilor Interne. Pentru subofițeri au fost scoase la concurs cu recrutare din sursă externă 17 posturi, dintre care 8 conducători auto, autospeciale, 7 dintre acestea în cadrul structurilor de intervenție și unul în cadrul serviciului logistic. 5 în cadrul serviciului logistic, respectiv compartimentului intendență, 2 locuri, subofițer administrativ principal, subofițer tehnic principal, compartimentul patrimoniu imobiliar, 2 locuri, subofițer administrativ principal, subofițer tehnic principal, compartimentul tehnic, 1 loc, subofițer tehnic principal, 2 în cadrul structurii financiar, subofițer tehnic principal, 2 în cadrul compartimentului secretariat, documente clasificate și arhivă, subofițer secretariat principal. De asemenea, pentru ISU Mehedinți sunt alocate 12 posturi de soldați profesioniști, servanți, care pot fi încadrate cu tineri, a căror vârstă să fie cuprinsă între 18 și 25 de ani și care au absolvit cel puțin 10 clase.